Bine ați venit la Complexat. Poate pentru cei care nu cunosc, Complex Art este o firmă, magazin cu obiecte pentru artă și hobby. Aici găsiți o gamă largă de produse cu care să lucrați tot felul de tehnici. Găsiți site-ul lor pe complexart.ro și de acolo se poate merge pe blog, unde găsiți tutoriale cu materialele cu care se poate lucra, cu efecte și cu patine și tot felul. Astăzi facem lansarea noii mașinuțe Big Shot. Poate pentru unii nu este nicio diferență, pentru cei care cunosc produsele de la Sizzix, dar practic e o diferență enormă între cele două mașini, pentru că s-a adus ca noutate această placă. Deci la vechea mașinuță, vedeți diferența între mărimi? Este placă unică, deci dacă se întâmplă ceva cu ea, nu mai găsiți să o comandați, așa cum este, sub forma asta, dar o găsiți în altă variantă. Aici, care e diferența între ele? Faptul că la mașinuță, la placa originală, ele sunt prinse cu șuruburi. Toate colile, taburile și nu se pierd, mă rog, e mult mai ușor de lucrat. Nu e greu, fiecare se poate acomoda și cu varianta asta, în care fiecare tab, fiecare coală sunt separate, ele nici măcar nu se prind între ele. Îi explicat pe înțelesul tuturor. În mod normal și dacă nu știi engleză, îi, cu puțină atenție se poate înțelege și să nu se ajungă să se facă greșeli. Am aici desenat frame leads. Frame leads sunt tipurile acestea de matrițe. Frame vine de la ramă. Ele sunt catere, deci au pe o latură lamă, care nu e periculoasă, se poate atinge, puteți da cu degetele și nu vă tăiați, nu se întâmplă absolut nimic. În principiu, sunt formele geometrice de bază. Triunghi, cer, pătrat și așa mai departe, cu cele două variante, simplu sau biscuitat. Și de cele mai multe ori ele merg împreună, pentru că se decupează mai mare biscuitat și un pic mai mic linie dreaptă. Și atunci primește un contur ca de ramă, cu un efect deosebit. We'll be right back.
chiar vreau să vă demonstrez, în cazul în care ați uitat, vă și grăbiți, care pun urmă. Eu pun placa absolut normal și introduc aici. A, și nu suntem la pagină. Nu merge. Normal. Nu merge. În cazul ăsta, sub nicio formă, nu pot să. Aproape că spune de la sine. Ăsta este avantajul mașinuței manuale. Am spus că la Vagabond, la mașinuța aceea care seamănă cu o valiză, apeși butonul și o trage și s-o dus. Și când a ajuns la mijloc, s-a înțepenit și nu mai aveți șansa să dați înapoi. Nu mai iasă. Deci mașina aia e gata, e compromisă. Terminat. Atenție maximă la aici mai îți dă șansa să greșești. Și să bagi la cap. La plăcile astea de îmbosare sunt două fețe care sunt la fel de interesante amândouă. Se cheamă emboss și deboss. Deci ai un fel de negativ și pozitiv. Și în funcție de proiectul pe care vreți să-l faceți și cum se potrivesc cromatic sau ca aspect, puteți să folosiți o parte sau cealaltă. Asta e o variantă. Deci există...